Salutare tuturor, eu sunt Ale și bine v-am găsit la un mic tutorial. De data asta vreau să vă arăt un tutorial pentru OBS. Dacă nu știu ce e OBS, este programul cu care înregistrez eu, cu care fac recording, adică înregistrez. Și poate fac și live, asta vedem, nu știu. Prima oară, de unde puteți downloada dacă mi s-ar deschide și mie anul ăsta internetul? Ok. Și am început prost. Ok, o să-l pun în bară. Am să deschid asta aici. Deci, intrați pur și simplu pe Google sau pe link-ul pe care l-aveți în descriere. Link-ul este obsproject.com. Sau scrieți în Google pe Google OBS. Apăsați pe acest buton mare, o să vă dea o pagină nouă și acolo o să înceapă să vi se downloadeze. Eu l-am deja downloadat, pur și simplu next install. Acest tutorial este doar pentru cei care au x264 CPU și cei care au calculatoare mai slăbuțe un pic. Am două posibilități. Stai să mai fac un profil untitled, okay. Deci prima oară voi nu veți avea aceste surse, așa că voi la scenă vă puneți, de exemplu, uite, o să fac eu o scenă nouă numită, nu știu, pune și voi record sau ce nume vreți. Aici, ca să înregistrați un joc, trebuie să dați add. Click dreapta pe surse, nu pe scene, pe surse, dați click dreapta, add, game capture, puneți numele, de exemplu, Minecraft, știu că nu se scrie așa, dar, na, și aici trebuie să aveți deschis Minecraft-ul ca să selectați, dați stretch image to screen, ca să vi se vadă pe tot ecranul. Dacă vreți să înregistrați monitorul, cum fac eu, dar de data asta înregistrez cu Camtasia Studio 8. Dați la surse add monitor capture. Vă puneți titlul monitor sau desktop. Vă puneți aici monitorul și cursorul dacă vreți să vi se vadă. Da, dați ok. Dacă, acum o să vedem, da, uite, mi se vede desktop-ul. Mie mi se vede cu un big lag, pentru că înregistrez și cu Camtasia și cu OBS. Da, tot 30 de frame-uri am, ceea ce ciudat. Oprim review, am să-l șterg această sursă, această scenă. Ia, vedeți că am mai multe aici. Și webcam-ul l-am dat, deci am nostru remove. Așa. Dați la settings. Aici vă puneți un profil. Eu am profilul record și ăsta untitled. Pentru acum depinde. Eu am două feluri de setări care mie merg mai la fel de bine. Una o țin pentru Counter, una pentru celelalte jocuri. Da? Vă duceți la encoding, că acolo e prima setare. Use CBR nebifat, deci nu trebuie să-l bifați. 10, 7500, 128, ăsta nebifat, canal stereo. La broadcaster settings, file output only, ca să înregistrați pur și simplu. Browse și aici selectați unde vreți să vă rămână fișierul. Da? Dați save, vă puneți numele. La audio, la video, vă puneți monitorul, dacă vreți, de unde știți, acum de unde știți monitorul, pur și simplu dați click dreapta pe aici, nu personalizezi, screen resolution, și aici o să vă apară, acum depinde, puteți să faceți chiar foarte mic, sau normal. Da? Ok. Aici selectați cea mai mare ca să vă vadă cel mai bine. Hai, adică stai să dau așa. Ok. Închideți. Intrați din nou în broadcaster.
și din nou la video, aici vă puneți alea. Vă duceți aici la downscale dacă vreți să dați downscale, de exemplu, dacă aveți un monitor de 1080p și vreți să filmați 720p ca să consume mai puține resurse, dați downscale 1.50. Aici filtrul fastest bilinear, în fine, FPS-uri 30, disable aero doar că dacă vreți să înregistrați ăsta monitorul, dați aplicați, vă duceți la audio, la audio vă puneți decât microfonul. La hotkeys vă puneți decât la stop, la start recording și la stop, la avansat. Use multi-thread optimization, puneți high. Bifat, high, 700, ultra fast, mine, 0 de bifat și cam atât. Quick Sync aici, dacă aveți Quick Sync sau Nvidia Novengi mai diferit, uitați-vă la alt tutorial. Aici este pentru un noise gate dacă aveți microfoane cu buzit. Ok, ăsta este primul profil care merge mie și la al doilea. Stai să setez. Avem așa. La encoding, nu asta. Nu vă speriați. Bifat, ăsta trebuie să fie pe 8. 8, bifat. De bifat. Aici puneți tot 7500. 120. La broadcaster settings la fel. Aici vă puneți. Depinde ce calculator. 2 ori 25 ori 30. Pentru asta eu pun 25. Aplicați. La audio la fel. La hotkeys la fel. La avansat. Use ăsta. Bifat. High 700. Ultra fast. High și atât. Da? Aplicați și gata. Eu am să selectez profilul de record. Da? Cam asta a fost. Cu tutorialul am filmat 7 minute. Acum nu știu dacă vreți și cum filmează, de exemplu, nu știu, vreți? Ne. Dacă vreți, puteți să-mi scrieți în comentarii pentru ca să fac un alt tutorial. Ah, da, încă o chestie, dacă aveți un calculator foarte bun la video, puteți să puneți 60 de frame. Da? Bun. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare, bye! Bye!